Este zi de duminică, ultimul weekend petrecut aici la Full Moon. Am zis să venim să facem programele pentru jocurile de lumini, dar am cam dat-o în alte jocuri. Peste! Hai, mai câte bine mai am? Mai am 3 bine. A intrat, gata. Gata. S-a rezolvat așa. Asta unde era? Aici? În găuză, la tine. Scrisul Full Moon, o să-l faci cu violet sau roșu. Și violet și roșu, cu ceva de genul ăsta. Da? Bine, aștept. Poți să-i și viteză dacă vrei, știi, pe video. 42, 53, 54, 61, 67, 42, 52, 52, 9, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1, 4. Nu s-a încurcat valră. Am terminat cu programele pentru jocurile de lumini. Din câte ați văzut, Robic al meu nu se încurcă la numărat pixel. De fapt, nu se încurcă la numărat nimic, bani și zile de muncă. Ne îndreptăm târziu noapte către cazare, unde maestrul nostru bucătar părât o să ne facă ceva special de mâncare. Aoleu, mamă! Tiga aia se nucigă așa peșterilor, așa. Dar aragazul mai vorbe, zic că pești au sărit așa din tiga aia. Uite așa, mutui vor de pești, ai înțeles? Din toți peștii a rămas numai icre negre tailandeze la final, ai înțeles? Băi, e cel mai bun bucătar. Ia și mănâncă, tată, ia și mănâncă, ia și mănâncă, și nu-i stă și nu-i uită la tine, ia și mănâncă. La acolo mâncare. Ia și mănâncă, mâncă, tată, cu coșul de gunoi lângă tine, așa, cu coșul de gunoi, tată, ia, ia și mănâncă. Apropo. Da. Da, bag un pește acolo, așa. Era oaspe. Era oaspe, era oaspe. Bagă și să-ți mai dau niște fux de ăla, dar ai pus unde e, mă, fii, ăla, dracu. Ia aici, ia concentrat de pește, ia. Ia, pește. Ia, galina blanca a peștelor. Nu râde, mă, că mă, nu mai râde, nu mai râde, ia ce mănâncă, hai, ia ce mănâncă. Mănâncă și ia dracu, mănâncă. Hai. Ia și mănâncă peștele astea, nu cigaș. Mă, mănâncă, dacă voi nu mâncați. Mănâncă, mănâncă, mănâncă. Poți să mă ușor la tine când mănânci? Poți să mă ușor la tine. O gută poftă ai. Tu ai dinți în gură, al dracu, mănânci, ce vrei să mănânc sau să mă la tine? Ai dinți în gură cu toți dinții tăi. Asta aici nu se baită. Stai liniștit, stai liniștit, că oricum tu nu te culci până nu te-o pește de asta. Ai înțeles? Stai așa, ia uite. Ia uite-l mâncat, așa, parat. Ia uite-l să împrăștii al de la focul de pește. A doua zi, ca să mă răzbun pe bucătarul kamikaze al peștilor, l-am aruncat direct pe tavan. Ce să vă zic, că oricum se descurcă mult mai bine la tapizat decât la bucătărie. Aici cel puțin nu a reușit să reunească tratatul betoanelor. Seara ne-am apucat din nou de pixeli. Știi unde e intrarea la ei, da?
dreapta sus este. Dreapta sus. La intrare. Ăștia, eu zic să mergem mai mult cu strobo pe ei. Panouri independente strobo. Eu așa zic. Tu ce zici? Dacă nimeni nu zice. Stau și nu mă de capă. Dacă vă amintiți aminte pe timpuri, la fiecare curte regală, pe lângă rege, erau două personaje nelipsite, bucătarul și bufonul, care se regăsesc într-unul singur la noi, în persoana domnului David. E un băiat bun, e un băiat bun. Am reușit să terminăm Full Moon, suntem bucuroși, dar parcă un pic de tristețe că plecăm. Cu părere de rău că datorită COVID-ului nu am putut să facem o inaugurare cu Fast. În schimb, noi am făcut o inaugurare a noastră personală, un fel de CNC Music nebunii. Open up and breathe. I'm ready to move, but I'm also